Bun găsit, dragi oașoveni! Sunt Cătălin Chindea, ne revenim la o nouă emisiune Acta Sportivă. Am tot vorbit de alte sporturi, de fiecare dată am spus cu mâhnire, cu supărare în suflet că la fotbal la Brașov stăm rău și asta pentru că nu avem o echipă în Liga 1 sau în Liga 2, așa cum merităm la un oraș cu atâtea stadioane, atâtea cluburi, dar și cu atâtea orgolii. Orgolii și din partea sportivă, orgolii și din partea politică. Și uite că tot așa, câte un pic, ajungem să luăm doar partea negativă. Din fericire, la Brașov avem fotbal, dar avem fotbal la nivel de academii. Avem la copii juniori, tineret, cum spuneam noi pe vremuri, under 19, under 21, tot felul de under-uri, dar avem. Avem mai mult decât atât, avem produse ale fotbalului brașovean, care joacă la echipe de Liga 2 în țară, jucători cu care ne mândrim. Dar până au ajuns să joace la aceste echipe, au trebuit să treacă prin pașii aceia mărunți din cadrul unei echipe, în cadrul unei academii. Despre ceea ce înseamnă activitatea cu copiii și juniori într-un centru de copii și juniori, cum spune invitatul meu. Eu spun academie, că așa e acum pe site-ul FRF-ului, așa apar academii, nu mai sunt centrele de copii și juniori, cum era Tricolorul pe vremuri. O să vorbim cu coordonatorul Academiei Kids Tâmpa, cu Nicolae Văduva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatori. Intrăm direct în subiect. Eu nu o să vă întreb despre echipa mare. O să vorbim strict despre acest centru, că văd că dumneavoastră vă place să-i spuneți centru. Centru de copii și juniori, care îl regăsim pe site-ul FRF-ului la poziția a 14-a și asta înseamnă mult pentru noi ca brașoveni să avem o academie de fotbal recunoscută în țară și, de ce nu, poate poate să fie recunoscută și peste hotare. Ce ne puteți spune, cum este structurată o academie și care e rolul ei? Rolul oricărei academii, eu îi spun centru de copii juniori, este mai simplu și mai apropiat de adevăr în ceea ce înseamnă fotbalul românesc la momentul actual. Este de a produce jucători pentru fotbalul de performanță și în același timp de a educa sportivii pentru viața de zi cu zi care urmează după terminarea junioratului. Pentru că nu toți vor ajunge sportivi de performanță, dar vrem să credem că vor ajunge oameni de bază ai societății. Și atunci lucrăm pe cele două lucruri în paralel, educație pentru performanță și educație pentru viață. Exact asta vorbeam și cu antrenorii din alte sporturi care au echipele de juniori. Se ajunge la un moment dat la o vârstă, 18-19 ani, se termină liceul și se pune problema. Merge mai departe pe sport sau trece pe carte, facultate și... Pentru că sunt tot mai puțini cei care împletesc sportul și cartea. Nu există. Totul depinde de tine, de personal. Cât de ambițios ești și cât de bine educat ești la școală și la sport și chiar în familie. Pentru că sportul îți oferă cea mai bună educație pentru viață. Este un triunghi format din familie, școală, sport, în care dacă părinte reușească de să-l prindă pe copil în acest triunghi, cu siguranță va fi un om de excepție, care va fi un om de bază al societății. Da, asta n-aveți de unde să știți. Discutam cu altcineva din cadrul clubului la un moment dat și îi spuneam că la un moment dat, la Picim, înainte de începerea unui antrenament, i-am cunoscut pe jucători. Erau în afara stadionului, pe treptele unei scări de bloc și așteptau fie să înceapă antrenamentul sau plecau de la antrenament, erau cu ghetele în mâini. Am trecut printre ei, mi-au făcut loc, au salutat,
Deci avem la Kids Tâmpa jucători cu foarte mult bun simț și bine crescuți. Eu pot să spun personal acest lucru. Așa, noi așa credem și în același timp sperăm să se întâmple acest lucru. V-am spus, ei vor ei fi... nu știau cine sunt. Da, nu, dar nu are importanță. Este vorba de educația care o primești și faptul că dacă te respecti pe tine, îi respecti și pe ceilalți din jur. Părinți, femeie de serviciu, adversar, spectator, om de pe stradă, ține de regulă de bază ale bunului simț. Ceea ce încercăm să transmitem din start în timpul antrenamentelor. Deci, cred că ăsta este succesul. Un om educat este un om de succes. El va alege în viață ce tip de performanță va face. Performanță sportivă, în domeniul în care este, că este handbal, că este fotbal, că este volei sau alt sport, sau că este avocat, jurist, economist, tâmplar sau așa, el pleacă cu o educație sau rămâne cu o educație în urma practicării acestui sport. Și el își alege drumul în viață. Pentru că orice drum îți alegi este plin de sacrificii. Cine va reuși să facă acele sacrificii va ajunge să ajungă în viață ceea ce își dorește. Dacă vrei să fii sportiv, vei fi sportiv. Dar te vei sacrifica pentru a fi sportiv. Deci, cartea și sportul se împletesc. Sportiv este un om deștept pentru că el este pus zi de zi, fracțiune de secundă, este pus în fața unor alegeri de care depinde el și echipa. Și atunci, sportivul este un om cu încredere în sine, cu un om asumat care își asumă deciziile care și le ia, un om care știe să lucreze în echipă, un om disciplinat și așa mai departe. Sunt foarte multe aspecte pe care nimeni nu le pune în vederea părinților. Să se înțeleagă că nu numai rezultatul este cel care contează, ci produsul final, omul care este. Omul sportiv sau omul de zi cu zi care este în diferite domenii. Da. Ca să putem ajunge la capitolul sportiv, trebuie înainte de toate să vedem cum se face popularizarea sportului și cum ajung copiii la vârste fragede la porțile academiei. Sunt două metode care clubul nostru le practică. Una dintre ele este selecția care o facem de la vârstele fragede în grădinițe. Și a doua, anunțurile care sunt pe Facebook, pe ziare, pe rețelele de socializare care sunt în momentul de față, plus recomandări din aproape în aproape. Ori un fost elev, ori un prieten de familie. Se mai organizează acele trialuri unde vin jucători din tot județul să dea probe pentru... Nu, noi nu organizăm aceste trialuri. V-am spus, deci majoritatea copiilor din centru sunt în proporție de 90% formați de noi de la vârsta de 5 ani. Că mergem și la grupa mijlocie. Noi aducem și jucători din alte părți din județ, pentru că strategia este de a forma copii. Această sintagmă cu brașoveni pentru brașovene, noi am lansat-o acum vreo 10 ani de zile, când am plecat la drum cu proiectul, în care ne interesează ca copiii cu sport, cu potențial fotbalistic să aibă șanse cât mai multe pentru a-și îndeplini visul. Și atunci 90%, adică 100% sunt brașoveni în cadrul clubului, dar o proporție de 90% sunt formați de noi de la zero. Și cum începe piramida? De la grupele mici, cei adică de 5 ani, 5-6 anișori, unde sunt împărțiți pe grupe valorice. După aceea încet încet se restrâng, la început sunt 4-5 grupe și pe aia încet încet, în funcție de dezvoltarea lor, se restrâng grupele și ajungem la 4 grupe, la 3 grupe, iar la sfârșit la grupele de elită ajungem la cele de tineret și under 17 cu câte o grupă, iar la celelalte 16, 15, 14, 13 cu câte două grupe. Da. Că văd aici Academie, Liga Elitelor, Liga de Tineret, Fotbal Feminin. De toate. Da, păi trebuie să-i mulțumim domnului Gordaș, că el se ocupă de, și cu domnul Cristi Cristea, de partea de fotbal feminin, care a luat o amploare extrem de mare în ultimii 2 ani, în cadrul clubului nostru,
și am ajuns în situația de a înscrie o echipă în această vară și o echipă de fete la Liga 3-a. Pentru ca să închidem și acolo această piramidă a grupelor mici. Și ne mândrim că avem fetițe de la grupe de fetițe de la 2016-2017 ani de naștere până când vedem aceste Under 11, Under 13, 15, 17. Deci patru echipe de fotbal feminin plus această echipă de Liga 3 în care le dăm șansa fetelor care termină Under 17. Deci la fel ca la echipa mare, echipa este făcută doar din tineri. Doar din copii crescuți, adică de noi. Fetele crescute la fotbal de noi. Feminin de tineri. Da. Bun. Câți oameni muncesc în activitatea asta? Stafful tehnic și cu cei care ne ajută pe secția de fotbal, suntem în jur de 20 de persoane care ne ocupăm de 500 de copii. Aproximativ plus minus 10-20 de copii. Iar toate se desfășoară la baza ICIM sau mai aveți și alte? De fapt, baza ICIM este baza principală unde ne desfășurăm activitatea, dar mai avem în Sân Petru o secție deschisă, mai avem la Parcul Tractorul, unde putem face... La baza ICIM plătiți chirie sau este... Este dată în administrare, este o înțelegere de mulți ani de zile și fără această... Fără sprijinul domnului Brescan și a firmei dânsului, nu am fi putut să atingem parametrii care avem în momentul de față. Pentru că trebuie să recunoaștem, la momentul de față suntem singurii care avem participare în tot ceea ce înseamnă echipele de elită. Și cel mai important, Liga de Tineret și Liga Elitelor Under 17, care dau posibilitatea jucătorilor să fie vizibil pentru cluburile de înaltă performanță. Care este diferența între Under 17, Under 19 și Liga de Tineret? Nu, deci Under 17 sunt copii născuți în anul 2008, începând cu această vară, și mai mici, iar Liga de Tineret este o echipă formată din Under 8, cei de Under 18, născuți 2007, și unde avem voie să folosim maxim 3 jucători Under 21, adică 2006, 2005, 2004, 2003. Am înțeles. Că sunt atât de complicate elite pe o parte, tineret pe o parte, mai da, și părinții sunt puțin debusotălați și nu înțeleg. Da, de bulversați, nu înțeleg încă ceea ce înseamnă avantajele de a fi în cadrul acestei academii care participă la elită. Ei n-au înțeles încă scopul pe care l-a avut Federația formând această piramidă și a campionatelor. Deci cum noi avem piramide în cadrul cluburilor care le formăm de la inițiere până la performanță, așa și Federația a încercat să structureze și să-și facă munca mult mai ușoară în privința selecției jucătorilor pentru loturile naționale și în privința cluburilor de Liga 1 sau din străinătate care vor să aleagă jucătorii, viitorii jucători de performanță. Și atunci s-au creat aceste legi de elită în care Federația selecționează jucătorii numai de la aceste cluburi, iar cluburile au obligația, între ghilimele, de a-și aduce cei mai buni jucători din zona lor. Unde participă Brașov, suntem noi, Aradul din Arad, Botoșanul din Botoșan și așa mai departe. Este structurat foarte bine, deci cele 24 de echipe care sunt la Under 17 și tineret, sunt 48 de echipe la Under 15, Under 16, iar la Under 13-14 încă este o debusolare totală, încă nu știm cum va fi organizat, pentru că Under 14 a avut prima ediție anul trecut și din acest an au cuplat și Under 13 și încă nu știm cum se va face împărțirea grupelor și câte echipe vor participa. Așa, ca specialist, clasificările astea cu Under și nivelele de piramidă sunt benefice pentru fotbalul românesc? Era o obligație, din punctul meu de vedere, să se creeze aceste campionate în care cei buni se joace cu cei buni. Se vorbește în fotbalul românesc că nu avem mentalitate. Dar nu ai cum să o ai. Atâta timp cât te duci și joci și câștigi 15-0, 17-0, 10-0, copilul știe că la pauză oricum e schimbat, că e câștigat meciul și trebuie să joace și copilul celălalt, nu mai vorbim de meritocrație. Și atunci, ca să poți
ca acest copil să-și creeze o mentalitate de învingător, ești obligat să-l antrenezi cât mai bine și să-l pui în situații cât mai diferite în timpul jocului pentru a-l putea dezvolta și pentru a vedea plusurile și minusurile pe care le are. Ceea ce era înainte era foarte greu de identificat. Erau niște jucători talentați, buni, erau într-o serie o echipă, maxim două bune, iar restul erau echipe unde erau foarte mulți jucători mediocri și slabi, și acest lucru dăuna, din punctul meu de vedere, la dezvoltarea jucătorului. Ei, ca să dau un exemplu, să se înțeleagă și mai bine, dau două exemple, Arad și Iași, care, ca să înțelegi, deci generația de 2011 este under 14, începând din vară. Erau două cluburi foarte private, puternice, care aveau două grupe de 2011 foarte bune, la nivel național. Dar care, când jucau în campionatul propriu, câștigau la pas, 10-0, 15-0, 12-0. Era greu să se dezvolte. Ei, acele două echipe private, din diferite motive, nu au putut sau nu au acces la această Liga Elitelor, pentru că această Liga Elitelor te obligă să ai o scară și o piramidă clară, dar de sus în jos. Dacă noi gândim piramida de jos în sus, ei au gândit-o de sus în jos. Și atunci au creionat niște criterii în care numai anumite cluburi pot participa în această Liga Elitelor. Păi deci, și atunci copiii de la aceste cluburi private, părinții, s-au dus, au bătut la ușă la Poli Iași, cei de la Iași și cei de la Aran la UTA. Și au întrebat pe oamenii de acolo, nu știu, ce facem și noi, ce se întâmplă cu copiii noștri. Și atunci, căzând de comun acord, dorindu-se binele copiilor, cluburile private au căzut de acord cu Polia și UTA Arad, au făcut o înțelegere și au cedat copiii cu tot cu antrenori la echipele lor, respectiv Politehnica Iași și UTA Arad. Da, văd aici la U17 Seria de Vest, suntem cu Clujul, am fost Clujul, Craiova, CFR-ul, Sepsi, UTA. Da, suntem clubul care, să zic așa, Cisereta. Deci, suntem cel mai sunt mic. Niște Sepsi și Cixereda au academii și parcă și Paradu au academii cu finanțare pe externă. Sunt cluburi cu academii, de fapt, cu greutate financiară. Toate cele 24 de echipe care participă în cadrul acestei Ligi a Elitelor, mă refer la 17 și la tineret, sunt cluburi de tradiție. Sunt cluburile care au potență financiară. Nu neapărat tradiție, dar dacă n-au tradiție, au potență financiară. Ne referim la Sepsi și Miercurea Ciuc. Da. Că restul, UTA, Cluj, Craiova, FC Argeș, Poli Timișoara, Ripensia. Adică sunt cluburi de tradiție. Noi suntem, într-adevăr, un club care suntem mic la momentul ăsta, dar care nu ne grăbim și sperăm în viitor să fim mari. Dar Brașovul a avut totdeauna copii de excepție. Deci întotdeauna. Este șansa noastră și meritul nostru și mândria noastră că am reușit să ținem Brașovul la acest nivel. Este foarte greu, adică luptele pentru intrarea în acele 24 sunt enorm de grele. Începând... Cele 24 de academii, ca să spunem. Da, primele 24 care joacă numai la Under 17 și la tinere, care, după cum v-am spus, sunt cele mai importante, pentru că acolo sunt toți ochii impresarilor. Adică baza de selecție pentru naționala de Under 17, Under 18, Under 19 și a echipelor care caută jucători Under din Liga 2 sau din Liga 1. Care sunt obligați. Sunt obligați să joace. Am văzut discuții mari, discuții puternice la nivel de capitală să se renunțe la această regulă. Păi, ca orice regulă are și scăpările ei. Cele mai mari probleme, deci este benefică să dă șansa unui copil să joace de la vârste fragede la seniori, dar este o problemă în momentul când el termină under-ul, el este privit ca under, nu este privit ca un jucător de bază. Că dacă tu joci fundaș dreapta, 4 ani, să dau un exemplu, de la 17 ani până la 21 de ani, tu joci meci de meci la o echipă, dai randament, ești apreciat, iar când ai împlinit 21 de ani și îți spune mulțumesc, caut alt under, dar pe același post, în loc să zică, bă, cu el îmi fac treaba, îl mai țin un an de zile și îl vând și încasez ceva și ia să găsesc alt under pe altă poziție, să-i dau altă șansă. Din păcate, 90% din cazuri, copiii care termină under-ul sunt înlocuiți și nu li se dă nicio șansă să continue activitatea.
Asta este scăparea regulii. În rest e foarte bună. Dar este o scăpare mare care dă senzația copilului că l-a prins pe Dumnezeu de picior, că își va îndeplini și va juca și este retezat la under 21 și dacă nu ești foarte atent cu el să știi să-l echilibrezi emoțional și mental, s-ar putea să aibă un abandon. Da, am văzut în Liga 1 jucători cumpărați pe bani frumoși care după ce și-au terminat perioada asta de under, acum se întorc la echipele care i-au vândut și mai primesc o șansă. Unii, dar sunt unii care se lasă. Credeți-mă că abandonează foarte mulți tocmai din această cauză. Nu există o strategie clară a cluburilor, din punctul meu de vedere, cluburilor care să se gândească cum să profite de jucătorul crescut sau cumpărat de ei la vârste fragede. Adică ori crescut, zici, bă, l-am crescut și îl vând, da. Ori l-am cumpărat cu 2 lei și îl vând cu 10 lei. Pentru mine este o fractură logică. Deci eu ca și părinte, eu ca și om, stau și mă gândesc că am investit, da, într-un copil, pregătire, tot ceea ce trebuie și ajung la un nivel după care mă dispensez de el. Adică toată munca unui colectiv de antrenori, unui management, se dă așa brusc la o parte. Aici depinde de club, v-am mai spus, dar sunt și cluburi care, într-adevăr, trebuie să faci loc jucătorilor și dai drumul la alții. Sau îi dai pe ei direct. Deci, de asta vă spun, este vorba de o strategie a clubului, de felul în care își coordonează materia care el a creat-o. A șlefuit-o. Da, pentru că, să dau un exemplu, uitați, noi îl avem pe Pârvulescu, da? Care acum va fi în lotul de Liga 1 al Buzăului. L-am avut pe Pârvulescu, noi la 16 ne-am dat drumul să joace la Liga 3. Pentru că atunci când am făcut echipa, nu l-am mai adus înapoi să-l blocăm. Pentru că aveam alt copil, Stoica, care trebuia să joace el. Ori trebuia să-l dăm în altă parte. A crescut Stoica, a venit rândul altuia. Noi pe Stoica l-am dat în altă parte să joace. Și tot așa. Deci este vorba de o strategie a fiecărui club, cum își gestionează proprii jucători pe care să vorbim despre jucători, despre produsii acestui centru de copii și juniori. Unde au ajuns jucătorii de la Kids? Păi, să zicem așa, au ajuns în Liga 1, a ajuns Pârvulescu la momentul ăsta, ajunsese și Spătaru, jucător care l-am luat de la 14 ani de la Steagul Roșu, dar care noi l-am lăsat în fotbalul mare, a ajuns la Steaua, l-a confirmat, acum este la Chiajna. Sunt copii care au jucat în Liga 2 la Metaloglobus, la Schellenberg, la mai multe echipe, dar acum sunt la noi pe aceeași gândire. Ori s-au accidentat și a trebuit să revină să aibă unde să joace, ori n-au mai fost nevoie de ei la sfârșitul junior, under-ului, cu toate că au confirmat și toată lumea a vorbit foarte frumos despre ei, dar n-au vrut să continue, pentru că pe acel post ei se gândeau, noi acolo avem postul de under. Deci nu contează valoarea, nu contează perspectiva jucătorului. Nu e, deci este o strategie și aici este o problemă a fotbalului românesc, faptul acesta că primăriile sunt cele care dau bani, dar nu interesează dacă acele centre mai și produc. Pentru că el an de an finanțează, dar nu întreabă cum se întorc banii înapoi. Teoretic nu trebuie să se întoarcă înapoi, trebuie să acești bani să fie cheltuiți cu folos. Păi nu, ca să pot, deci nu, păi eu iau bani de la primărie, 2 lei, 3 lei, nu am produs, aduc nimic înapoi, eu nu mă cheltui. Da. Ei, poate dacă aș și aduce înapoi ceva, poate aș forța primăria respectivă să-mi investească într-o bază sportivă, să-mi creeze condiții mai bune pentru copii și juniori, că asta este scopul primăriei, nu este acela de a finanța o echipă de seniori. Scopul primăriei este de a susține o activitate a copiilor și a viitorilor oameni din societatea locului, Brașov, Sibiu, oriunde este. Deci ar trebui să se îndrepte să ajute toate cluburile să susțină activitatea copiilor și juniorilor, iar seniorii să fie susținuți din surse private. Acela este managementul sănătos, pentru că atunci tot ceea ce crește noi, cluburile, centrele de copii juniori sau academiile, cum se numesc acum, vor avea o șansă în fotbalul viitor. Atâta timp cât nu ne interesează cum
se cheltuie bani. De ce nu producem bani din bilete ca să am la Liga 3 undeva o medie de 3.000 de oameni ca Brașov, o medie de 3.000 de oameni la meci, care să vină să aibă ce să... Nu interesează că nu-mi vine nimic, bag an de an în academie o grămadă de bani și de acolo nu-mi iese un produs care să fie lot național sau să fie ceva vândut, care să mă reprezinte pe mine Brașov, chiar dacă joacă la Steaua, la Craiova, la Rapid, totdeauna va spune, este născut și crescut în Brașov, iar copilul totdeauna va reveni întotdeauna cu plăcere în orașul lui. Și așa mai... Deci astea sunt discuțiile și problemele mari. Este vorba de o strategie care la multe cluburi nu există. Da, din ceea ce îmi spuneți, eu văd modelul Sepsi. Academia este finanțată nu de municipalitate, este finanțată din bani veniți de la guvernul maghiar. Echipa mare pare alt management în care primăria de la Sfântul Gheorghe le dă o sumă infimă. Deci echipa mare este susținută de sponsori privați. Deci ăsta este modelul viitorului. Și al prezentului, nu numai al viitorului. Sau noi suntem în trecut, iar cei de dincolo, din lumea bună a fotbalului, sunt în viitorul nostru. Pentru că ei asta fac. Ei produc jucători. De-aia este la Yasmin Yamal, la 16 ani, el poate juca la Națională. Naționala Spaniei. La noi poate un copil care are calități la fel de bune, nu îi se dă șansa să joace și măcar la Liga 3. Nu vorbesc de Liga 2, Liga 1. Că, vezi, Doamne, vine, nu are experiență, nu are forță, încă nu-i pregătit tactic și așa. Păi de ce ești la echipa mare, tu, antrenor? Tu ești acolo ca să-l faci mai bun. Eu, ca Academie, Centru de Copii și Juniori, eu îl fac să fie bun, să fie în vederile tale. Eu îl fac jucător de lot național, adică mai mult de atâta nu pot să-l fac, decât să fie jucător în loturile naționale ale României. Înseamnă că dacă este acolo, este un jucător bun de perspectivă. Ei, eu ți-l dau la echipa mare. Când eu l-am dat, treaba mea s-a sfârșit. Dar încă nu este produsul finisat 100%. Ei, aici vine problema ta. Ce îi faci pentru a-l finisa, al desăvârși și al vinde? Adică să-l integrezi în să știi să-l dezvolt mai departe decât am făcut eu. Să fie o piesă de bază, iar fiind în angrenaj și acolo și echipa mergând bine, automat că și jucătorul care capătă pe experiență va putea să-și facă treaba pe postul lui absolut oriunde, nu doar la Naționala de tineret. Da. Uitați, cel mai bun exemplu este Mircea Lucescu, un antrenor român. Adică noi avem exemplele proprii pe care nu vrem să le urmăm. Domnul Lucescu, din cunoștințele mele, din poveștile colegilor mei și așa, el lua foarte mulți jucători tineri în cadrul echipei de seniori și stătea cu ei după antrenamente și le explica cum să stea în teren, ce vrea de la ei, cum vrea de la ei. Și probabil de aia și reușit să lanseze așa de mulți jucători. Nu vorbim de acum 900 toamna, când din echipa de juniori din Cangurii, 81 parcă. Da, la Corvinu. Da. De la Corvinu. După a creat Dinamo, după a venit la Rapid și a dat drum. Toți au devenit nume în echipa națională. De asta spun, adică talent există. Din punctul nostru de vedere, nu există o strategie de promovare a jucătorilor. Dar aceasta nu poate exista atâta timp cât la echipa de seniori mă susține banul public. Care? Ban public îmi vine. Că dacă am semnat contractul, trebuie să-mi dea bani. Că vreau că nu. Da. Eu mai duce numai spre centrele de copii și și-aș crea condiții de antrenament, condiții de refacere, condiții de susținere a efortului și așa mai departe pentru centrele de copii și juniori și aș lăsa această echipă de seniori în baza privatului pentru ca să-l văd că vrea să investească. Privatul când bagă mâna în buzunar un an și cheltuie niște bani și vede că nu s-a întors nimic înapoi, are o problemă. Și atunci el va cere, băi, asta e așa puțin, ce nu e bun în managementul meu? Dacă eu nu mă bag bani, nu trebuie să-i și scot? Și scot cum? Adică ecuația e simplă, atrag sponsori, vând bilete, aduc oameni în tribună sau cresc copii și-i vând. Este o ecuație simplă, dar greu de pus în practică în România, la momentul actual. Da. Bun, acum referindu-ne strict la Kids, avem jucători care pot face pasul spre echipe de Liga 3?
Da, pe la Liga 3 avem noi, adică să trecă nostru. De la... Și v-am dat acest exemplu, Stoica, care anul trecut s-a jucat la Zalău, au jucat baraj de promovare, l-au cerut în continuare și probabil va rămâne la ei. Sunt la copii, la Zalău. Care... Că îmi spuneți că la Zărnești. Nu, la Zalău, nu. La Zalău nu avem și jucători la Zărnești. Deci, pentru că am ajuns la un nivel în care deja este foarte greu de pătruns la noi în cadrul echipei de seniori și atunci automat avem cele două variante care vi le-am spus mai devreme. Ori dau drumul jucătorului de la echipa de seniori și pleacă și fac loc copilului care vine din urmă, ori îi găsesc copilului direct în altă parte, unde se joace și să se dezvolte și vine la noi gata format. Logic ar fi să rămână la noi în curte. Păi, logic este să rămână în curte, dar trebuie să-i dau drumul la celălalt mai mare. Iar dacă nu am să-l dau pe cel mare, stau, mă gândesc. Am unde să-l dau pe cel mic sau îl dau pe cel mare? Și atunci pui în balanță. Deci de asta vorbim. Este de la caz la caz. Că eu v-am dat cazul în care Pârvulescu, cu jucător de la național, stoi ca jucător de lot național. Nu puteam să-i blocăm pe amândoi. Adică pe unul îl blocam. Că unul juca, unul nu. Sau unul juca la nivel de juniori. Așa am găsit soluția de amândoi au jucat la echipa de seniori. Da, asta este foarte bine. Acum că ne apropiem de final, nu pot să nu vă întreb când apreciați că vom avea o echipă brașoveană în Liga a doua. O echipă care să reprezinte tot Brașov. Da, logic așa ar fi o construcție sănătoasă să se facă un club în care toți cei implicați în lumea fotbalului brașovean. Adică un parteneriat public-privat. Da, în care să se facă niște reguli clare și să se obțină maximul din el. Adică și pornim cu această academie. Deci orice club nou se va face să prinde elita aceasta care e cea mai importantă, 17 tineret, va dura măcar 7-8 ani. Under 15, under 6 va dura vreo 3-4 ani să prinzi această elită și atunci dacă deci nu... pe următorii 10 ani am avea o bază puternică, o bază temeinică, un fundament pentru deci jucători pentru o echipă competitivă de Liga 2, Liga 1. Deci, și acum, dacă mă întrebați pe mine, este un nucleu la echipele brașovene, nu numai la noi, mă refer aici și la Râșnov și la Zărnești, în care deci Liga 3 poate promova lejer numai cu acești jucători și chiar cu rezultate bune și la Liga 2, dar îmbunătățit, ca așa este normal și este logic, trebuie să îmbunătățești tot timpul, să aduci ceva de nivelul respectiv, îmbunătățit, dar nu foarte mult și bazat scheletul în continuare. Deci orice echipă s-ar face, din punctul meu de vedere, aici este strategia mea, 75% din lot va trebui brașoveni. Dar pentru a ține și a avea jucătorii tineri de perspectivă brașoveni care pot juca și pot face performanță, trebuie să participe în această Liga Elitelor. Dacă nu, copilul bun ți-l ia Craiova, ți-l ia Steaua, ți-l ia Clujul. Pentru că la fel se întâmpla și la noi. Dacă noi nu reușeam să prindem elita, acum eram obligați să dăm drumul copilor. În elite? 24. Nu, și din Brașov? Siguri. Suntem siguri. Păi și atunci ce facem? Că ar fi trebuit să mai fie cel puțin încă două, deci ca să putem să avem un cuvânt de spus. Deci, de asta vă spun, dacă se vrea să se facă ceva corect, cu o construcție corectă, trebuie să fim și noi luați în calcul, datorită acestei academii care participă la elită. Pentru a da posibilitatea jucătorilor tineri, brașoveni, de perspectivă, să nu fie nevoie să plece de lângă familiile lor în altă parte. Pentru că nu vor rămâne. Dacă nu va fi o echipă de elită la 17 și tineret, vor pleca copiii buni din Brașov. Și atunci noi, chiar dacă vom face un club puternic, cum se vrea, va trebui să aducem jucători tineri din altă parte. Ceea ce nu este normal. Păi, noi avem pe-ai noștri. Păi de asta spun. Deci dacă se vrea ceva, ei, și în paralel, deci cu această, deci acel club nou care se pune și așa, va trebui să se organizeze cumva pe scheletul
Adică nu este o propunere sau autopropunere, este pur și simplu o părere a mea. Putea fi alt club în locul nostru. Deci trebuie un club care să fie la elită. Dar nu la elita de 13, 14 ani, de 11, 12, că acolo participăm toți. De masă. Aici vorbim de elita alea 24 de echipe, unde este crema fotbalului românesc. Care, ăștia sunt cei care îți dau imediat trecerea de la junior spre senior. Aici trebuie să-l aduci. Că degeaba mi-aduc de la Suceava, de la Botoșani, de la Reșița sau unde mi-aduc copii. Acei copii s-ar putea să nu se adapteze la viața de Brașov. Cheltui bani pe chirie, pe masă cu el, cheltui bani pe transfer și așa mai departe și s-ar putea să nu scot nimic. Și atunci, tot ceea ce este făcut, că este normal și ca în timp, în 2, 3, 4 ani, să ajungem cu măcar două cluburi, să fim la elită, noi și încă un club care să fie la 13, 14, 15, 16 ani, și în timp să-l aducem, să avem două cluburi la elită din Brașov, la acest 17 și tineret, și să avem o echipă de under 21 la Liga 3 și o echipă de seniori în Liga 2, Liga 1. Deci se poate face, dar necesită răbdare și necesită strategie. Că bani vor fi. Un management. Da, bani vor fi. Nu și financiar probleme. Și ideologic. Da, deci este ușor. Dar totul se va lega de partea sportivă la început. Iar la centru de copii și juniori, pentru că suntem în situația de fi la elita care contează, trebuie să fim susținuți. Adică am demonstrat de 15 ani încoace că ne-am făcut treaba. Suntem singurul club, că a mai fost un club din Brașov la elită, dar a stat un an de zile. Când a văzut despre ce cheltuieli este vorba, s-a retras. Despre cine a vorbit? Colțea. Nu vreau să vorbesc, dar asta vreau să spun. Adică în timp ce alții sau se zbat că ei fac, că ei drept, că ei au proiecte și au idei și pot conduce un fotbalul brașovean, noi suntem cei care suntem cu faptele. Am demonstrat, am tăcut, ne-am văzut de treabă și uitați, suntem acolo unde contăm. În fotbalul care contează. Și Brașovul are nevoie, noi suntem pentru un club puternic care să fie reprezentat la nivel de Liga 1 sau Liga 2 și cred că putem ajuta să se îndeplinească acest vis al brașovenilor. Da, eu nu pot să vă urez decât mult succes în activitatea noastră. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu frumos. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. O terminăm într-o notă optimistă. Deci nu e vorba de 5-10 ani. Prognoza pentru a avea o echipă care să promoveze din Liga 2 în Liga 1 și să rămână acolo și să umple din nou stadioanele așa cum era pe vremea FC Brașovului, a celor care suntem nostalgici după culorile galben-negru. În continuare, eu vă urez multă sănătate și faceți sport!